Microbiștii care vor să vadă meciul la Seasteaua, chiar pe stadion, au la dispoziție 3 zile pentru achiziționarea biletelor. Astfel ca seria va fi deschisă începând de joi 23 octombrie, până sâmbătă, inclusiv între orele 17 și 21. Prețul biletelor va fi diferențiat în funcție de cele trei zone. Și anume un tichet la Peluză costă 50 de lei, la tribuna 1 și tribuna 2 60 de lei, iar la tribuna 0, 100 de lei. Pentru a împina orice fel de probleme în bună organizarea jocului, reprezentanții clubului au făcut câteva recomandări rugăm să folosească în măsura posibilităților mijloacele de transport în comun, deoarece în zona stadionului vor fi o serie de restricții de circulație și pentru a nu avea neplăceri și pentru a ne bucura împreună de un adevărat spectacol. ASEA Târgu Mureș și Steaua București se vor întâlni într-o partidă contând pentru etapa 12-a din Liga 1, duminică 26 octombrie, de la ora 20 pe stadionul Transil.